Ah, ce bună e! Hai, bună dimineața! Astăzi mă aflu undeva în Ceșa. Sunt aici să fac o mașină. Una nouă. Una nouă pentru mine. Să o punem aici în lumina reflectoarelor. Hap. Frumos. Bine că mi-a pus-o undeva într-un hambar de ăsta. Da, trebuie să mă apuc să o șterg, să o aranjez, să o fac frumoasă. Asta se lipește aici, forță. Noroc pe mine. În primul rând trebuie să o șterg, să o aranjez, să-i fac freza. Să-mi scot toate cele de aici. Avem o cârpă. Mănuși, cred că sunt la mine. Neapărat mănuși, că altfel îmi îngheață țurloaiele. Am noroc că au băgat ăștia în hambarul ăsta aici înăuntru, n-a nins pe ea, n-a plouat. N-a nins, de fapt, că de plouat. N-a mai plouat în ultima vreme, a nins. O zăpadă aici. Dar ce să-i face, aia e. Da, hai cu ea. Am o dat aici. Unu. Mamă, dar ce norocos sunt, mă, frate, mă. Frumos, curată. Da, deci am pe aia. Dacă nu mă înșel, am aici iarăși ceva. Trebuie să fi scos și eu desenul ăla, să văd exact ce și cum. Să-l scot acum, că... În orice caz, aici e 100%. Hai să scot desenul să vedem unde și cum. Să vedem unde e desenul. Desenul cred că este în cutia magică. Da, exact cum vă spuneam. Am pe uși. Să observă? Cred că da, să observă. Am pe uși și pe... Hai să-mi iau. Pe uși, sus, pe laterale. Un magnețel. Să-mi iau unul de la mare, să pun foaia pe... Unde să o las? O las aici. O las aici. Uite așa, ca să o văd exact. Deci am aici și pe lateral asta. Și pe partea cealaltă la fel. Și pe capotă, bineînțeles, nu? Da, și capota. Hai să-i dai repede o ștergere și pe capotă. Da, treaba e ca nici zilele astea aici a rupt. A băgat. A nins. Ger. Toate cele. Capota e făcută. Repede și pe spate. Hai și pe spate. Mamă, ce... Spatele e cam murdar. Da? Hai. Trebuie ștars. Să dau un pic și sus aici, în caz să se prelinge ceva, să nu ajungă pe autocolant. Hop, de jur împrejur. Ia să mai aruncăm un ochi aici. Deci am decât în mijloc atât. Am decât în mijloc. Perfect. Decât aici avem autocolant de pus. Așa tot. Și e și deschisă, pot să șterg și aici înăuntru ușor, fără să mai mă chinui să bag racleta. Așa, mă, tot. Facem și lateral asta. Da, nu are nimic să duce. Ia uite, bă, gheață. Ce e bine că astăzi este vineri. Vine weekendul.
O să mă duc să stau liniște acasă cu turturelele mele. Turturica aia mică se cam simte, se cam simte rău. Treaba e că am răcit și mi-e frică că i-am dat răceală. Că de vreo câteva zile, de vreo două zile, așa se simte cam mai ură. E cam fumfăită, cam plânge, nu prea mai mănâncă ca lume. Astăzi are programare la doctor la ora 12. Și să vedem ce o să zică doctorul. La mare parte sper să fie bine, să n-aibă nimic grav. O răceală mică, o... aici să faci. E mică, ce are volumă jumătate. Așa, și pe ușa asta aici un pic. Perfect. Pentru familia mea. Am zis să pun astea înapoi în mașină. Hai să le punem înapoi, că nu mai am nevoie de ele. Am șters mașina. Îmi trebuie câțiva magneți. 2, 4, deci am 2, 4, 6, 8, 10 magneți. 10 magneți am nevoie. Să scot eu toate astea de aici. Câți magneți am scos? 2, 4. 2, 4, 8, 10. 10 magneți. Perfect pentru familia mea. O racletă și un cutter, bineînțeles, care le voi băga la spate. Hai să punem magneți. Patru. Șase, șapte, opt. Nouă, zece. Mamă, și mai trebuia doi acolo și încă doi. Deci mai trebuie patru. Am socotit prost. Hai să iau repede încă 2, 4. Care 2 vin aici. Bam. Și aici încă 2, pentru că am două bucăți aici, două bucăți aici. Forță. Hai să iau autocolantul. Autocolantul vieții. Care l-am într-o cutie aici în mașină. Prima și prima oară să începem cu spatele. Am pus colegii ăștia mei o grămadă lipici de asta aici, o grămadă scoci. Așa. Și două sunt la fel, asta înseamnă că astea sunt laterale. Deci astea două, pentru că sunt la fel. A venit una aici. Așa. Hop. Și una pe partea cealaltă. Așa. Și una pe partea asta altă. Bun. Deci nu pe partea cealaltă vine în dunga aia. Se nu are pe derbuleta. Așa, l-am și rovetat pe dânsa. Hai să punem nou. Da, deci asta se duce nou aici undeva. Vine și nou trebuie să cadă pe bucata asta la altă. Da? Perfect pentru familia mea. Centru. Trebuie să urmăresc partea de sus. Ia să vedem cum se observă.
că așa e și în poză. Hai să verificăm poza. Deci în poză e aliniat la partea de sus. Da, perfect. Este aliniat la partea de sus. Deci în poză este aliniat la partea de sus. Partea de sus ar fi asta. Și am un 3 forțat și mai am și un 3 forț. E bine așa. Și atunci, de aici până aici, trebuie să am un 36,5. Hai să pun numărul de telefon mai întâi pe ușă. Să-l poziționez. Unde ești numărul de telefon? Aici. Bine că ai căzut pe jos. Haide, să mai aruncăm un ochi repede pe partea asta, să vedem ce și cum. Deci e la partea de sus și pleacă din jumătatea încuietorii. Deci dacă e la partea de sus, vine ceva de genul ăsta, pleacă din jumătatea încuietorii și se duce ceva de genul ăsta. Ar trebui să fie o diferență între față și spate de 1 cm. Deci avem 130, perfect. 150. Ia să vedem. Phantom. Eu zic că arată bine așa. 1 cm se duce prea jos. 130 cu 150, jumătatea încuietorii. Da, hai să iau și lateral asta la altă. Facem aceeași treabă. Din jumătatea încuietorii, 130 la ochi cu 150 la ochi. Și acum îi dăm măsurătoare. Și avem 130. Iar aici cred că am 152. Mamă, ce ochi am, frate. Aproape 150, 130, perfect. Pleacă din jumătate. Ia să vedem pe partea asta cât am zis că am aici, că am uitat. Am un 365. Bun, 340. Trebuie să mergem mult mai la dreapta. Un pic mai la stânga, 5 mm. Dacă tot suntem la capitolul ăsta, hai să dau și aici un 3. 1, 2, 3. Așa. Pe partea asta la altă la fel. Hai cu tata. Nu vrea. Nu vrea. Gata. Avem 3 cu 3. Nu e, bă, 3, e mai puțin de 3. Mai mult de 3, pardon. Un, 2, 3, m-am dus prea mult. Așa. Da, avem 3. Perfect, cu 3. Deci lateralele cam așa arat. Sunt cam poză, sunt cam poză. Și mai am Phantom-ul pe spate. Phantom pe spate. Așa, deci ăsta pe spate. Care trebuie să vină cu... Cu cine trebuie să vină? Cu nou pe îmbinare. Asta după spate trebuie să aibă nou pe îmbinare. Nou pe îmbinare. Ca elul să vină după îmbinare. Și ceea ce se întâmplă. 1 cm sus. Cum arată? Arată forță. Bun. Și mai are un număr de telefon care la fel trebuie să vină undeva în jumătate. Una, două. Bravo, bibicule. Hai să mai verificăm o dată. Vine în jumătate, da, vine în jumătate. Și mai trebuie să doi magneți. Așa. Chiar am luat pe ăștia după capot, nu mai mă duc până la mașină. Care ăștia doi
trebuie să fixez. Ăsta nu l-am văzut și eu unde s-a împine. Fento N. Între O și N trebuie să pice sub bombinare aici. Sub bombinare, la îmbinare. Hai încă un pic, așa. Perfect pentru familia mea. Și atunci am aici un 4 jumătate, iar aici la fel un 4 jumătate. Mai facem o încercare aici odată. 41 jumătate, 41 jumătate, perfect. 41 jumătate, iar între ele am 5 cu 5, iar aici 10 cu 10. Unde e? 10 cu 10. 10 cu 10, 7 7. Băi, dar ce le-am pus, bă, frate, eu. Ca să vezi și tu. Așa, hai să începem. Cu dânsa. Așa, ce cred eu că ăsta trebuie să vină un pic mai jos, așa. Mai aruncăm un ochi înainte să le lipesc. Da, mă, n-am ce să-i fac mai mult astăzi. Hai cu ele, că e cancer mare rău de tot. Cu toate că astăzi este mult mai cald ca ieri și alalte. Dar de luni începe vremea bună, 12 grade, frumos. De-abia aștept să ducă zăpada asta, ură zăpada asta. Nu poți să faci nimic, că n-ai loc de ea, de doamna zăpadă. Așa, punem unul aici, orice eventualitate. Asta trebuie să o desfac pe la jumătate pe aici, dar din experiența mea de rândul trecut, aici avem o problemă, pentru că transferul este de hârtie, nu se mulează perfect cu mașina. Și spre sfârșit, în stânga, o să înceapă să facă cute. Și ca să evităm, trebuie să încep de undeva mai din jumătate. Și trebuie să întind bine, în jos și în sus. Ca să evit aceste cute. Care, uite-l, deja încep să formeze. Ce mă enervează pe mine cu cutele astea. Hai să vedem ce și cum. E nasol că e și frig și nu se întinde ca lumea, autocolantul. Ai problema cea mai mare. Că dacă s-ar întinde, ar fi altceva, apeși mai tare paracletă și întinzi autocolant. Dar așa, nu se poate. Așa, hai că am păcălit. Am păcălit-o pe doamna. Pe doamna folie. Hai să-i dăm repede o tăietură aici, că aici avem un binare. Așa. Trebuie să o bag un pic înăuntru. Altfel nu o să stea aici. Un pic înăuntru și la sfârșit puțină căldură sufletească.
la sfârșit. Ca să fiu sigur că o să stea aici. Acolo e sus. Asta la fel. Trebuie să vină exact la domnul magnet aici. Perfect. Aici trebuie să vină așa. Aici trebuie să termine cu magnetul. Perfect. Bam 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 bam. Să termină, să termină cu magnetul. Perfect. Ce trebuie să fac eu să scot astea din cutie de aici? Să le pun în mașină. Nu pot să le pun în mașină aici, trebuie să le duc la mine, probabil și. Așa. Și așa pot să pun și eu pe gunoi în cutie direct. O foaie, două. Și altfel, dacă îl las pe jos, se umple de praf. Și pe urmă, când îl leau, mă măzolesc pe mânuțe. Ceea ce nu-mi convine. Așa. Vine cineva. Aveți bolis. Hi. Yeah, everything is fine. Yeah, better than outside. When my colleague, he came last time and he done those two there, he was freezing. Yeah. Plus this, the vinyl is not, anyway, it's not big difference, but still, it's... Yeah. It's better than outside. Yeah, this is outside, right? Yeah, for Monday we're gonna go to Bournemouth, we're gonna swim. Yeah. Nice stay under the sun. Thank you. Thank you. Așa, mă, frate. Nu știu ce mai am astăzi de făcut, dar sper să nu mai plec pe nicăieri. Să stau în atelier frumos, unde e cald și bine. Sau dacă am job, să am undeva. Tot așa, ca aici, acoperit frumos. Forță spatele. Cam așa trebuie să arate spatele. Hai cu partea asta. Această frumoasă laterală. Ce-mi plac mie montajele astea când te duci în afara Londrei, frate. Nu te zăpăcește nimeni la cap, poți să lucrezi liniștit. Bine, în orice caz nu prea mă zăpăcește nimeni la cap pe mine când plec la montaje, dar îți iei timpul, frate, care îți trebuie. Pentru că, Doamne ferește, strici ceva, trebuie să te duci câteva zeci de mile înapoi. Așa te lasă în pace, știi? Lucrezi liniștit, nu te grăbește cu alte montaje, ceea ce e foarte bine. Așa. Nu sunt nasul, ești nebun.
ia să ne aruncăm o privire. Da, mă, da. E cam poză, mă, frate. Cam poză. Haide, mă, de ce nu te lipești aici? Uf, năsucul meu. Mamă, nu-mi imaginez, vreau să-mi imaginez acasă cum o fi. Acasă în România. Cum o fi acolo, că acolo când ninge, dacă, păi ninge. Aici. Am avut săptămâna asta. Dar ce crezi, săptămâna viitoare anunță ăștia iar ninsori. Dar nu prea văd ce ninsori să fie pe 12 grade. Poate în timpul nopții. În timpul nopții să fie un pic de ceva așa, o chestie. Dar îți dai seama că nu o să stea nimic. Nu o să se pună nicio zăpadă. Uite, bă, aici am făcut o bulănică mică. Bun. Cam atât cu lateral, asta e pe partea cealaltă. A, trebuia să iau cutia aia de gunoi pentru hârtie. Așa. E, aici s-ar putea iară să am o mică problemă. Combinarea asta. Aulu, ce se întâmplă? Ce se întâmplă, doctore? Bă, de n-am tușit de la răceala asta, o, frate, bă, de... Mă doare într-o parte. Mă doare într-o parte cât am tușit. Mamă, tu îți dai seama? Când mă uitam eu peste vreo 30-40 de ani la filmările astea pe YouTube, a? Și mă vedea eu acolo cum eram eu tânăr și făceam, drăgeam, alergam, tu îți dai seama ce sentiment? Bine, asta dacă nu se șterge canalul ăsta. Dacă nu se șterge, îți dai seama, am pierdut absolut tot. Dar nu prea văd ce s-ar șterge. Numai să nu ia cineva să afle parola și să-i șteargă după acolo, să facă chestii de genul ăsta. Da, așa, nu văd de ce. Uite, mă, aici am avut puțină apă. Da, cred că nu-i problemă. Da, tu îți dai seama, să mă uit că nu avea vreo 60 de ani, așa. Să uite fata mea. Uite-l pe tati ce făcea. Punea țipilele pe mașină. Tati, tati. Dar eu zic că e job frumos ăsta, nu e job urât. Să pui țipilele pe mașină. Nu te mozolești prea tare, iarna, uite, iarna, da, e urât. E urât că lucrezi afară. N-ai mereu în momentul ceva acoperit, căldură. Da, n-am de ce să mă plâng că astea sunt montaje de 3 ori pe săptămână. 3 ori, 4 ori pe săptămână am montajele afară. Majoritatea stă înăuntru. Da, asta e, nu se poate numai bine. Mai trebuie și mai așa și mai așa. Ca altfel nu-i simți gustul la viață. Nu simți gustul la viață, bă, tată. Fac.
era să fac o nefăcută, era să țin asta sub folie și când dădeam lipeam pe asta aici și aia o făceam de comandă. De comandă, tată, de comandă. Ce vorbești tu, Franț? Hai să lăsăm asta aici. Cam asta e și lateral asta. Beton. Da, mai că arată bine. Hai să pun pe partea asta altă magneții ăștia. 1, 2, îmi trebuie 2 pentru capotă. Capota arată ceva gen subțire acolo, un pic de spațiu. Nu e chiar așa de mare distanță. Ce bate soarele ăsta, mamă, s-a încălzit capota, bă. Ha-ha. Deci trebuie să mă duc un pic mai la stânga. Asta vine cu asta, asta vine cu asta. Fentonul e între chestii. Hai să vedem cât avem aici. Aici avem un 7 și arată perfect. Iar aici avem un 7 jumătate aproape. O ducem la 7 și pe asta. Bun. Îndreptăm un pic. 7. 7. Perfect pentru familia mea. Hai să lipim și pasta repede. Sunt o grămadă de porumbii pe aici. Stau și la călduric. Șoareci cu aripi. Că altfel nu pot să-i numesc. Eu nu fac decât să facă mizerie și atât. Afară de mizerie nu fac nimic, nici măcar nu sunt și ei albi, să zici că ai o bucurie așa când îi vezi. Aceeași culoare toți. Spălăciți. Mi-a paralizat năsucul, bă. Mamă, când vii aici, frate, cobor un deal, vai de mine, e foarte abrupt. Îl simți în stomac când cobor și ai și 60 limite de viteză. Adică poți să-i dai un pic. E ceva 60. O să vă arăt când plec. Așa, mă, frate. Deci cam atât. Ah, năsucul meu. Să las cutia asta aici lângă mașină. Așa. Să-mi iau repede toți magneții de aici. 2 4 6 8 10 Haide. 12 14 magneți, ăsta cu foaia cu 15. Bă, sunt tare curios ce o face Alexandra cu aia mică la spital, ce o zice doctorul ăștia. De ce se simte așa, de ce plânge, de ce... Că nici de mâncat nu prea mai mănâncă cine știe ce. Mai mănâncă, dar așa și așa. Năsucul meu. Băi, fraților, cam asta a fost cu mașina, am terminat-o, job done, rapid și eficient, tot în regulă, trebuie doar să mai mult să însemneze hârtia și cam atât. Nu mai am ce să mai fac, mă duc înapoi spre firmă să vedem ce și cum, ce se mai întâmplă. Stați aproape, o să vă arăt panta aia de care ziceam. Mamă, și cum se simte în stomac? Ai de mine și de mine. Ah, mă duc să însemneze hârtia și gata. Ciao!
Gata, am semnat și hârtiile. Hârtia de fapt. Bă, dar ce facem asta? Am stat dreaptă sau am stat pe mine? Bă, dar stă dreaptă. Da. Am zis că vă arăt... Ia stai să-i dau un pic de ștergătoare. Așa. Am zis că vă arăt partea aia cu panta. Hai, portiță, hai. Deschide-te, mâncate, tata, tata, nu eu, vorba lui Gheboasă. Bă, dar ce frumos e pe aici. Drumul de ăsta de țară. Doare la Bașchiți. Ia uite, bă, două oițe aici. Două, trei oițe. Nu știu dacă se vădă soare. Uite aici, un berbec. Berbecuț. Ce faceți, mă? A? Uite și pe ăsta cum stai aici cu ochii. Hai mai departe. Speed ramp. Deci că trebuie să mergi ușor, ușor. Aute și încolo, în stânga, ce frumos e. Marfa. Și pe jos un pic, pe la Doamna Roată. E bine că n-alunecă rău. Hai, Gubuștoc, zboară că te calc. Forță. Aici, în stânga, vine... Vine panta aia. Ia vezi, Ian. Mamă!